Ne conectăm la realitate ascultând cele mai importante informații. Dimineți împreună. Joi 26 mai la ora 19:30, în Catedrala Romano-Catolică de aici, din Iași, Sfânta Fecioară Maria Regină, va avea loc concertul de muzică religioasă Jubilate Deo, susținut de corul Universității Naționale de Arte George Enescu din Iași. Sub bagheta dirijorului conferențiar universitar dr. George Dumitriu și acompaniați la pian de lector universitar dr. Mădălina Busuioc, corul va interpreta mai multe lucrări, atât ale compozitorilor români, cât și internaționali. Concertul va fi transmis la Radio CFM, dar va putea fi urmărit live și pe pagina de Facebook a Episcopiei. Mai multe detalii însă despre acest concert ne dorim să aflăm de la invitatul nostru și mă bucur să-l salut alături de noi aici în studioul nostru pe domnul George Dumitriu, conferențiar universitar doctor și dirijorul corului. Bună dimineața și bun venit la noi la Radio CFM. Bună dimineața, bine v-am găsit! Întâi de toate, haideți să le spunem celor de acasă câteva lucruri despre corul Universității Naționale de Arte George Enescu din Iași. Poate au mai auzit, dar e bine să ne reamintim și aceste informații. Sigur. Corul Universității Naționale de Arte George Enescu Iași există de când ființează această instituție de învățământ artistic. Toți câți am fost studenții conservatorului Ieșan, am fost membrii ai acestui prestigios ansamblu. În privința lui pot să spun că e un privilegiu pentru mine să am amintiri plăcute din perioada studenției mele, iar acum să ajung să mentorez acest cor. Și știu că sunt mai multe concerte pe care chiar și aici la catedrala noastră le-a susținut. Referitor efectiv la concertul de acum, din 26 mai, ce reprezintă concertul de muzică religioasă Jubilate Deo? De unde ideea și ce vă propuneți cu el? Concertul Jubilate Deo, în sens spiritual, este ofranda de mulțumire și de glorificare adusă lui Dumnezeu pe altarul credinței creștine, la acest final de an universitar. În sens didactic, concertul ține de practica artistică a studenților și este examenul de finalizare a studiilor de ansamblu coral pe acest semestru academic. Ce frumos! Deci, cu alte cuvinte, se îmbină și utilul și plăcutul. Așa. Ce lucrări vor fi așadar în program? Ce ați pregătit? Concertul se constituie din 10 lucrări corale din repertoriu preponderent românesc și în final din repertoriu universal. Și avem așa Cinei tale cei de taină a compozitorului ardelean Gheorghe Dima pe o rugăciune care este atribuită părintelui bisericesc Ioan Gură de Aur. A doua piesă, Veniți să ne bucurăm, de Ioana Ghica Comânești, o lucrare cu valențe de concert coral. Apoi Crizanteme de Vasile Spătărel, o lucrare care, deși are o tematică laică, e o duioasă amintire închinată mamei. Amintirea ei dobândește chiar valențele icoanei din cultul liturgic. Urmează apoi Invocații, un diptic de Vinicius Grefiens, compozitor bucureștean, cu o lucrare inedită structurată în două părți oarecum contrastante. E o piesă corală interesantă cu un discurs melodic minimalist, repetitiv, pe stihuri din psalmi și care induce o atmosferă meditativă. Urmează Tatăl nostru, de Dragoș Alexandrescu, o compoziție relativ nouă a regretatului profesor și compozitor bucureștean. Apoi Trecui dealul la Băiuț, de Constantin Arvinte, e o temă cu variațiuni corale pe o melodie de o simplitate religios de suavă. Panis Angelicus, pe binecunoscuta melodie a compozitorului francez César Franck, dar în aranjamentul renumitului compozitor englez John Rutter. Jubilate Deo, o lucrare contemporană antrenantă cu o melodică suplă și o ritmică vioaie a compozitorului Peter Anglea și de unde ne-a venit și nouă ideea ca să dăm un titlu acestui concert al nostru. Urmează The Majesty and Glory of Your Name de Tom Fetke, un compozitor american, pe un text inspirat din Psalmul 8.
Și finalizăm cu concert la Învierea Domnului de Ștefan Dehtearev, o lucrare amplă din literatura corală rusă de secolul XVIII-XIX, în trei părți contrastante, Allegro Moderato, Andante și Allegro, tradus în românește de către Gavril Muzicescu. O bună perioadă de timp s-a crezut că această compoziție aparține lui Gavril Muzicescu, dar e doar traducerea lui. Am înțeles. Dacă ar fi să alegem doar câteva dintre aceste lucruri, ar fi interesant să aflăm lucruri despre fiecare, dar îi lăsăm să simtă pe toți cei care vor participa la acest concert ce aduce fiecare lucrare în parte. Spuneți-ne câteva informații mai pe larg despre câteva din aceste lucrări. Aș începe cu Jubilate Deo, de unde vine și titlul concertului nostru. E o lucrare contemporană pe textul psalmului 100, strigați Domnului tot pământul, slujiți Domnului cu bucurie, veniți înaintea Lui cu veselie. Vedeți că bun este Domnul și mila Lui din neam în neam. Compozitorul american Peter Anglea, care este născut în 1988, melodia este foarte antrenantă, cum am spus, cu o ritmică datorată măsurilor care alternează și e una dintre cele mai plăcute de cântat și de ascultat. Următoarea piesă, aș aminti-o, e ceva mai de demult, Veni să ne bucurăm, de Ioana Ghica Comănești, și e pe textul psalmului 93. E o lucrare cu valență de concert coral, al cărui discurs muzical îmbină pasajele de dezvoltare melodică cu pasajele recitativului coral liturgic. În ce privește compozitoarea, Ioana Ghica Comănești a fost una dintre cele mai renumite pe tematică religioase și ale cărei compoziții se transmiteau frecvent pe calea undelor, aproape în fiecare duminică, în cadrul slujbelor religioase și asta până la finele celui de-al doilea război mondial. Prințesa Ghica Comănești, născută în 1883 la Bolintin, dintr-o veche familie boierească a bălenilor și căsătorită cu Nicolae Ghica, ea a decedat la Lozan în 1969. Am zis că lucrările ei au fost vitregite, așa mi-am zis eu. Zilele trecute am discutat cu un profesor renumit de dirijat cor de la București, domnul profesor Ioan Golcea, și mi-a zis că lucrările Ioanei Ghica Comănești și în speță o liturghie creată pe la 1920 și acum în București se cântă. Are darul acesta al accesibilității pentru corurile de amatori. Are aceste valențe. Și concertul la Învierea Domnului, cu care noi încheiem, un concert spumos, frumos, e cunoscut, slavă Domnului că compozitorul Gavril Muzicescu a fost inspirat să ne-l traducă. Da, ne bucurăm pentru toate aceste lucrări traduse și în limba română. Pe lângă acest concert care, din câte am înțeles, va avea și această emoție a examenului, nu? Pentru cei care vor interpreta. Ce alte proiecte mai pregătiți în perioada următoare cu Corul Universității Naționale de Arte? Dorim să participăm la Festivalul Muzicii Românești, care de regulă are loc în toamnă, pe la începutul lui octombrie, și cu program exclusiv românesc. Da. De asemenea, pregătim noi concerte, noi proiecte, ne gândim să mergem să participăm și la niște festivaluri din țară și internaționale, festivaluri, fie concurs, fie doar de prezentare în concert. Cumva faptul că s-au mai ridicat din restricții v-a dat și vouă avânt și există această bucurie de a reveni la astfel de evenimente. Da, e foarte adevărat, ne bucurăm pentru ridicarea acestor restricții. Vreau să vă spun că noi și anul trecut am dat concerte și am fost efectiv în sală. Da, așadar, de ce ne invitați să participăm la concertul din 26 mai, Jubilate Deo? Păi, invitația noastră tuturora, în primul rând, e pentru ca să dăm această jertfă de laudă pe altarul credinței străbune și, în același timp,
să-i vedem cu toții și să apreciem munca acestor tineri, care nu a fost ușoară. De o săptămână și ceva avem repetiții zilnice peste programul din area curriculară săptămânală și s-a muncit un semestru la el. Și acești copii merită să fie văzuți, să fie audiați și de ce nu aplaudați. Cu siguranță îi mulțumim și colegului nostru Edi din regie, care ne-a arătat și vedem și acum fotografii cu corul, este afișul evenimentului. Le dorim mult succes încă de pe acum, îi invităm încă o dată pe cei de acasă joia aceasta de înălțarea Domnului la ora 19:30 să vină la Catedrala Sfânta Fecioară Maria Regină din Iași. Dacă nu sunt în Iași, să urmărească evenimentul fie la Radio RCZ FM, fie pe canalul nostru de transmisiune live. Și mulțumim mult pentru toate aceste concerte și pentru că ne faceți părtași prin muzică, ne aduceți așa mai aproape, pe de o parte de Dumnezeu, pe de altă parte de tot ceea ce arta și muzica poate crea frumos în jurul nostru. Eu vă mulțumesc pentru invitație și mulțumesc Episcopiei Romano-Catolice pentru disponibilitatea de a găzdui acest concert și nu-i primul, au mai fost și concerte de Crăciun și anul trecut, în vară, am încheiat-o printr-un concert de muzică religioasă. Mulțumim preasfințiților care ne-au întins această mână și mulțumim și dumneavoastră echipei RCIS Media pentru promovare și ne simțim ca acasă la dumneavoastră. Și cu mult drag. În încheiere, veniți și vedeți cât de bun este Domnul pe calea undelor muzicale. Mulțumim, așa vom face joia aceasta, așadar de la ora 19:30. Îi mulțumim invitatului nostru, a fost alături de noi până în acest moment, domnul George Dumitriu, conferențiar universitar, doctor și dirijorul corului care va concerta joia aceasta. Mai multe detalii și pe site-ul nostru ercis.ro și pe pagina de Facebook a radioului nostru. Viața spirituală a diecezei romano-catolice de Iași, în imagini și sunet. Ercis Media.